Bună seara! Vă mulțumim că v-ați făcut timp și curaj pentru întâlnirea cu noua dramaturgie românească promovată de Teatrul Național din Iași într-un proiect care se numește Lecturi la Cub și care este dezvoltat împreună cu Muzeul Național al Literaturii Române, Filip, și Alecar. Lucrurile se petrec foarte simplu pentru cei care nu știu. Există lunar, un număr de texte care este citit și evaluat de către un juriu de lectură. Textul câștigător vă este prezentat sub formă de spectacol, lectură, desigur. Iar la final de an, cel mai valoros text intră în producție și, în același timp, și în repertoriul Teatrului Național. Suntem la prima lectură publică din această stagiune, dar la ultima lectură din ediția a doua a lecturilor la cum. Săptămâna viitoare vom desemna piesa câștigătoare, care va și intra în repetiții și care va avea premiera până la sfârșitul acestui an. Până atunci însă iată pe cei care au jurizat ultimul set de texte, regizorul Ion Sabdaru de la Teatrul Național din Iași, Nicoleta Dabija, Carmelia Leonte, Dora Cană și Corina Ilimiță de la Muzeul Național al Literaturii Române, Nicoleta Munteanu și Emil Munteanu de la revista Alecar. Câștigătoare a fost desemnată piesa Femeia care tot uită să se nască, de Cătălina Florina Florescu. Piesă finalistă la concursul Cea mai bună piesă românească a anului 2019. Cătălina Florina Florescu este absolventă a Facultății de Litere din cadrul Universității Bucureștene, cu o dublă specializare în literatură română și literatură americană. În momentul acesta predă la Pace University din New York cursuri despre compoziție, teatru și cercetare interdisciplinară. Spectacolul de astăzi este semnat de regizorul Ion Sabdaru. În distribuție Diana Roman, Irina Răduțu Codream, Anne Marie Chertic, Brândușa Arciobăniței și Mălina Lazar. Vizionare plăcută! M-ai căutat, dragule? Da? Și ce-i, mă rog, așa de urgent? Ce arde? Măi, cum mă mai iubești tu pe mine și mă faci să mă doar în cur de bucătărie? Ce bine că sunt singură. Nu mă sâcâie nimeni la cap. Nu trebuie să par socială. Dacă te înscrii acum la conferința cum să relaționezi, vei primi ghidul fericirii plus un voucher la o apă minerală de 0,33. Păi eu apă nu mai beau de acum 10 ani de la nunta cumnatei, când am crezut că mor otrăvită de la apa pură de la puț. Voiam o țuică atunci, o tărie. Auzi, altceva mai bun nu aveai să-mi spui? Mă fut, iar am ars șnițelele, pizda măsii, nu-i nimic, le întorc pe partea cealaltă. Dragă George, am plecat la stațiune. Ți-am lăsat niște șnițele. Sunt de ieri, cred. Nu mai știu.
că ieri n-ai venit acasă. Sau ai venit? E mai bine să plec un pic. Ai tu grijă de ficu să nu se usuce și verifică la poștă. Nu ne vine decât maculatură, dar dacă nu o verifici și ne dă amendă, statul român, pe motiv că face mizerie. Știi cum e poștașul, le trântește acolo fără să-i pese. Odată am găsit un cotot de măr. Da, am tren la 16 și mă grăbesc. Nu mă suna că nu-mi iau telefonul cu mine. Ți-l las acasă. Nu știu când mă întorc. Ah, pe 30 are fata recital la vioară. Ia-i dresuri noi că altfel urlă. Ea știe că plec. I-am zis aseară când ne-am cântat. Și la sfârșit când să dau s-o pup de noapte bună, îmi zice: dar dresuri mi-ai luat? Nu. De ce? N-am avut timp. Ai, mă, mamă, mă, că doar o fată ai. Am uitat. Las că ți-a tata. George, vorbim când mă întorc, cred cu acceleratul, dar poate mă opresc și pe la Varmea Sanda la țară. Mi-a zis de atâtea ori mititica să vin când se fac strugurii. Zicea să-i facem să pleznească cum făcea pentru vin nenea Dorel, săracu, că nu mai e. Și cineva trebuie să continue tradiția. Și dacă am timp, mai dau o fugă și pe la tanti Mioara. Zicea să vin să o fotografiez nud la malul mării. Auzi tu ce idee! Până la urmă nu știu când vin. Vezi că la ușă cheia nu mai intră în broască. Am încercat să o ung, dar cred că e veche. Și ne mai trebuie și o tigaie. Am ars de prea multe ori șnițelele. A făcut o gaură. Vezi că Adei nu-i plac ouăle moi. Să-i le fierbi, să fie tari. Și nici detergentul cu miros de trandafiri. Știu, e mofturoasă, fita. Pe 15 ale lunii să plătești factura la lumină. Ia să beau eu o bere. No. Las că beau un tren, o bere cu multă spumă, cum îi plăcea bunicii mele. Dar ce faci? Mă pozai? Uh-huh. Nu, nu, că mi-e bine în poze. Asta cu ieșitul bine e relativă. Nu m-am coafat decât m-am măritat. Hai că arăți bine. Stai de mult timp aici? Nu, m-am așezat să văd ce am tras până acum. Tras? Da, pe film. Vrei să vezi? Mm? Te-am convins? Vrei? Dacă nu ieși bine, le ștergi. Hai că, uite, nu încep să te pozezi din prima. Întâi vorbim. Ce-ai pățit? Ce? Ai ceva pe față. Un gândac mare, cu un ochi și mai mare. A, e de sezon. E de la vreme. Îmi apare și dispare de cum bate vântul. N-am mai auzit-o pe asta de mult timp. Știi că nici eu n-am mai zis-o, parcă de o veșnicie. Ce altceva îți mai place să zici? E, căcat. Căcat e tare. Mănânci căcat. Mă cac pe tine. S-a căcat în scăldătoare. E, că pe asta nu știam. Mamaia spunea că înseamnă că cineva își face rău cu mâna lui. Tata zicea că o să am noroc că a mâncat căcat când era mică. Erai rebelă de mică. Nu, nu, zicea el că se putea declara că a mâncat căcat. Literalmente, pe bune. Glumea. A zis că într-o zi m-au găsit în baie lut din căcatul din oliță și punându-l pe pereți. De ce? Habar n-am, plictis curiozitate. Și? Te-au pedepsit? Pentru ce? În fiecare casă e un căcat și mai mare decât cel mânjit pe pereți de un copil care nu știe nimic. Pare că a fost adevărat atunci. Așa se nasc legendele. Simți forța căcatului? Nu? Ce mai aștepți? Cu scatologia nu e de glumit. Scato ce? Știința excrementelor. Poate am mâncat și eu căcat când eram mică. Na, că n-am noroc. Crezi că e vreo legătură? Poate nu. Ai o pată. Știu, pe creier, ți s-a mai zis. Nu, 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 pe bluză. De? Asta e, rămân pătată. Dar nici nu se observă, decât dacă ai obiectivul ăsta, care face ca fiecare chestie minusculă să iasă în evidență. Și eu pățeam la fel. Ce vrei să zici? Am fugit de acasă. Nu înțeleg nimic. Când erau copiii mici, dimineața mă sculam și mergeam ca o somnambulă din pat până la WC-ul și până la bucătărie. Mă uitam la cufărașul ăla de la baie și mă gândeam: de ce al meu nu zboară? Să mă fi dus și pe mine pe sus, ca în povești. Păi auzeam cum așternuturile foșneau și mă duceam să fac cafea. Dar cât făceam cafea, o împachetam,
Mai spălam ce rămăsese în chiuvetă, deși eu spălase în toate vasele de cu seara, dar na, ca prin magie se adunaseră altele. Da. Dădea cafea în foc, înjuram, o luam de pe foc și îmi turnam așa cu zaț cu tot ce mai rămăsese și apoi continuam să fac ce trebuia să fac. Să aibă copiii ce să mănânce, să nu plece la școală pe stomacul gol, dintre astea. Mai spălam și aragazul că se murdărise, îi strigam la masă, mă îngropam în fiecare zi în bucătărie. Nici nu mă mai vedeam de multe ori. Cafea? Câteodată o beam rece de tot, că uitam de mine. Și știi ce? Cafeaua rece are gust de caca. De aceea ai pierdut ceva? Aveam o broșă la mine. O broșă? Da-mă o broșă să ți-o pui pe pată. Ce fel de broșă? Una cu un fazan. Fazan? Dar ce ai de tot repeți? Tic, nervos? Nu mi-am dat seama, scuze. Broșa asta mi-o dăduse mama când am făcut 18 ani. Numai masculul își înfoaie penele. Ce, mă? Numai masculul își înfoaie penele. Așa zicea mama. Așa, și? Și mi-a dat mama broșa asta la majorat și mi-a zis că nu are bani de petrecere, că a strâns să-mi ia broșa dintr-un anticariat. Și că poate eu o să am o viață mai bună. O să mă înfoi în pene. Că ea n-a făcut-o. Că nu știa că poate să o facă. Mă rog, maica i-a murit de vreme și a crescut prin mătuși care o țineau la cratiță. Îi ziceau de copii. Îi ziceau să se păstreze fată mare. Și mi-a dat mama broșa, m-a pupat pe obraz și cam asta. Ce vrei să mi-o dai mie? Te-ai amintire. Dacă o vrei. Eu am plecat de acasă. Tu? Unde? Unde văd cu ochii. Sunt freelancer acum. Pe bune? Ei, sună mai bine. Și am plecat. Unde? Știu doar de unde, nu și unde. Hai, iau, că n-am ce să fac cu ea. Bine. Nu mai bine mergi cu mine? Fie. Mă simt aventuroasă azi. Vrei să bem o cafea caldă? Caldă și cu mult lapte. E plin? E de la ploaie. Care ploaie? E soare afară. Ei, simt eu că vine. În oase, nu? Da. Ce chestie și asta, să simți ploaia înainte să apară? Cum e? Magic? Deloc. O durere surdă în oasele de la picioare. Și ce faci? Spăl vase. Dau cu mătura. Ies la pozat sau aștept să treacă ploaia? În cât timp crezi că vine? Cine? Dumnezeu. Crezi că ar veni la cafenea? Ce are cafeneaua? Unde vrei să vină? La strip club? Aia da provocare. Ploaia asta, în cât timp crezi tu că vine? O oră maximă. Ce ne luăm? Cafea și atât? Eu îmi iau o supă. Eu mi-aș lua un ceai. Uite, s-a eliberat masa aia de la geam. Perfect, du-te! Ia-mi un ceai verde. Fără zahăr, nu? Fără. Ai luat două? Nu mai aveau supă și cafea, eu n-am chef acum. Dacă aș avea bani, m-aș duce să mă dau cu trenul ăla care merge mai repede ca gândul. În Japonia, trenul Glonde, așa îi zice. Deși e tâmpită denumirea. Da, îmi plac călătoriile cu trenul. Chiar și când geamurile sunt murdare, manchetele rupte. Miroase a ceapă și a slana fumată. La japonezi nu cred că e ca la noi. Cu parașuta te-ai dat? Nu cred. Îmi alunecă mâinile. Ce? Da. Mâinile mele nu pot ține nimic pentru mai mult de 10 secunde. Totul îmi scapă apoi din mână. Ar fi o sinucidere spectaculoasă. Stai liniștită că e cu instructor. Ți-l pun în spate ca pe un rucsac. Cum? Zbori cu greutate? Păi da, altfel cum? Atunci pas. N-are niciun sens să fii altococoțat pe mine. De acesta sex la altitudine. Aș vrea să merg în Groenlanda. Deși urăsc fricul. Da. Acolo și merge și eu. Ce peisaje! Câtă pustietate! Eram la ședința cu părinții. Se abera despre fondul clasei.
Dar o doamnă și creta colorată, că asta le lipsea, restul aveau de toate. Și-a poftat odată, a mai oftat încă o dată, și ăsta din fața mea zice, te oprești? Din ce? Din ce faci? Dar nu fac nimic, dragule. Ba da, dragă, îmi sufli în ceapă și ăla e teritoriul meu. M-am oprit, m-am uitat lung la el. Bine, ai suflă-mi în ceapă, mă duză ochii ăia, mă îngheață. Și n-ai tu un foc, m? Habar n-am de ce am zis asta. Ba da, am că fumez. Ieșim la o țigară? Acum? În mijlocul ședinței? Cât am plătit pentru comedia asta tristă? Bine, hai să mergem. Ne ridicăm, doamna zice, ce faceți? Noi ne facem că nu vedem, nu auzim, ieșim din clasă și fugim. Cred că o să se răzbune pe copii. N-are decât. Dar nu te-am văzut până acum la ședințe. Nu, soția vine mai mult, dar acum e plecată în Groenlanda. Ce mișto! Dar cui tată ești? Al Mariei. Care Maria? Că sunt vreo 5 în clasă. Maria Nucă. Nu știam că e cineva Nucă în clasă. Da, poate la ședință doamna nu strigă catalogul. Dar ce caută soția în Groenlanda? E fotograf? Are o serie de locuri încă nelocuită, virgine. Mi-a trimis câteva. Vrei să vezi? Dau din cap. O minunăție! M-aș îmbarca în primul avion către Groenlanda. Sunt puține zboruri. Eu aproape am fost în Groenlanda. Cum adică aproape? Ai visat? Eu nu visez. Aproape am fost pentru că avionul s-a stricat și am aterizat forțat acolo. Eram în drum către Montreal, mă duceam la o conferință și am stat în aeroport câteva ore. Era întuneric, se întunecă mai devreme acolo. Mă uitam pe geam, dar nu prea aveam la ce. Eram prinși într-o sală de așteptare simplă, cu câteva scaune și o lumină care pâlpâia. Nu puteam să-mi imaginez ceva ce nu văzusem. Așa că m-am uitat în gol până când am simțit că-mi ies ochii afară din cap. E ciudat să te forțezi să vezi și forțezi lucrurile să meargă. Nu știu dacă atunci vorbea despre Groenlanda sau despre altceva. Un cuvânt te poate duce în două, trei călătorii diferite deodată. Mă gândeam să las să termine când vrea să termine. Și s-a pus așa o tăcere tâmpită între noi. M-am ridicat și în loc să mă duc acasă, m-am dus înapoi în clasă. El nu m-a urmat. Și la următoarea ședință? N-a mai venit. La următoarea a lipsit și el și ea. Și apoi mi-a zis fata că le-a plecat Nucă din clasă. Cine, mamă? Maria Nucă a plecat. Unde, mamă? Habar n-am, că nu eram prietenă. Era înfumurată și mereu se lăuda cu maică-sa și taică-su, cum mergeau prin nu știu câte țări și cum o lăsau la bunici. Bine că nu o lăsau la vecini. Unii copii așa cresc, alții mai rău, la orfelinat. Mai e ceva de zis, o poveste cu tâlg de-a de-a ta? Nu. I-am întors spatele și m-am dus la oalele din chiuvetă. Cu ele am alt dialog, cu clăbuci. Hai, vino aici. Mama mia, ești fleașcă. Mă lași să te pozez? E inocentă, la soare și o fixați. Am plecat de acasă. Și noi la fel, e contagios. Nu, am plecat de acasă fără umbrelă. Vrei să te schimbi? Noi chiar am plecat de acasă, să știi. Da, uită-te prin valiză, vezi, poate-ți place ceva. Dar ce e la parada modei? Lasă femeia să-și ia orice. Lăsați, mă usuc. Vezi ce ai făcut? Dar ce am făcut? Ai inhibat-o. Ia ceva de acolo din dulap. Mulțumesc. Spuneți-mi, unde e WC-ul? Tot înainte. Pe dreapta. Te oprești când ai de fund. Au ieșit bine pozele? Na, era foarte plăuată. Rimelul scurs, în dâre pe obraj, hainele parcă de hârtie lipite pe ea. Ia uite, are parcă așa o tristețe ireală. Arată-mi și mie, te rog. Dumnezeule mare, arăt ca o fantomă. Poți să o ștergi? Nu, că nu le public. Le fac așa pentru mine. Portrete de femeie. Rar pozez bărbați. Sunt așa monotoni. Sacou, pantaloni, pantofi. Drași la indigo. Al meu nu e așa. Ești norocoasă? Băiatul, nu soțul.
Soțul e la fel ca ceilalți. Într-o zi m-am întors de la piață și aproape adusesem înapoi alt bărbat. L-ai găsit în sacoșă și ai crezut că ți l-au adus de la promoția de cratițe de inox? Nu! Pe al meu îl lăsasem pe bancă că el nu suportă mirosul de pește din magazin. Și nici să vadă carnea tăiată la raf și nici câte tipuri de detergent sunt, zice că îl ia cu amețeală și atunci îl las să stea pe bancă. Nu știu de ce mai vine cu mine, zău dacă înțeleg. Mai bine stă acasă. În fine, într-o zi m-am dus la o bancă greșită și am luat alt bărbat. Hai repede că se rup sacoșele, haide! Am luat cartofi noi și carne tocată pentru chiftele. Hai să ți le fac odată. Și apuc străinul ăsta de mânecă și ăsta vine. Vine până în mașină cu mine, ba cheile în contact. Puneți bre, centura! Aud clic și dau să pornesc. Mă uit la ăsta de lângă mine și tresar. Dar tu nu ești soțul meu! Dar aș putea fi. Ieși afară din mașină. Am stat apoi cu capul pe volan și cred că m-a țipit. Asta e. După ceva timp ies din mașină. Mă duc la bancă. Al meu mânca covrigi și-și făcuse și prietene. Niște vrăbiuțe pe care le hrănea de zor. Mă vede fără sacoșe și mormăie. Nu ai luat nimic? Mi-am foame, bre. Dar el molfăia la covrig. Ba da, am luat destule. Chiar și un bărbat. Face ochii mari. L-am dat înapoi. Încep să râd și zic, hai odată că se încinge carnea tocată pentru chifteluț, am lăsat-o afară, e caldă, am lăsat-o în portbagaj. Hai că-i de com asta. Nu, nu-mi plăcuse mitocanul ăla care se lipiște de mine fără să mă întrebe cine sunt. De ce îl invit să meargă cu mine? Măcar de la Mișu știu la ce să mă aștept. Dragele mele, vine o vârstă când... Vine o vârstă, așa și... Așa și. Nu mi-aduc aminte de bine de mine acum 20 de ani. Au trecut groaznic de repede anii ăștia și acum timpul se mișcă așa de încet. Timpul a îmbătrânit și se târăște. Dar ultimii 20 de ani au zburat. Era mic. Îl țineam în brațe ca pe un bibelou să nu se spargă. Nu puteam să am concediu de maternitate pentru că Mișu nu lucra. Fusese concediat. Și de atunci... Uite așa face, își găsește câte o lucrărică aici, mai pune un bec, mai repară instalații, dintre astea. Ia banii pe loc, nu îi bea. Își cumpără covrici și ce face? Vorbește cu vrăbioarele. Iar Radu era ieri în brațele mele și azi e departe. A plecat la facultate în Franța. Dar nu e drept. Bine, dar nu te bucuri că a plecat? A scăpat de locul ăsta? Nu, deloc. Vreau și eu să plec. Perfect. Vino cu noi. Nu, nu cred că înțelegeți ce zic. Vreau să plec la el. Hai, măi, că-i scumpă terapia. Vorbiți la telefon? Da. Îmi zice că e bine, că învață, că are un coleg din Senegal și că nu prea se înțeleg, fiecare pocește franceza, dar că gătește bine și se culcă la 8 seara. În fiecare seară. Și la cât se trezește? Habar n-am. Ce studiază? Arhitectură. Frumos. De când era mic, îi plăcea să construiască. Nu avea multe jucării, dar și le desena pe hârtii și le imagina, vorbea cu ele. Se juca singur, că nu eram eu acasă, na. Tatăl era mut, copiii în scara blocului nu erau. Au apărut, dar el era deja licean, alte preocupări. Am păstrat toate foile alea în care creiona jucărie. Mă uit la ele și plâng. Câtă imaginație! Când veneam de la muncă, alerga la mine și îmi zicea că am mai creat, ce am mai creat. Și vorbea, și vorbea, și vorbea. Simțeam cum mă învârt, cum casa se învârte. Eram obosită, dar abia așteptam să alerge la mine, să mă țină la povești. În fiecare duminică mergeam în parc. Cu bicicleta, cu trotineta, cu rolele, cu placa, cu cretă colorată după noi, cu coarda, cu ce aveam. Ieșeam. Și când veneam acasă târziu, îi făceam baie, îl pupam pe frunte și se culca. Iarna, vara, pe ploaie, pe arșiță, ieșeam din casă.
Casa devenise o cameră de hotel unde ne întorceam doar ca să dormim. Scutece, julituri, febră, râsete, plânsete, uși închise, apoi... Pa, mamă! Am plecat. Nu e corect. Eu am plecat de acasă. Ai copii? Da, o fată. O să ți se facă dor. Mai avem ceva sau plecăm de aici sau... Nu, nu. Am vrut să mă aude ploaia. Am ieșit din casă de cum a început să picure și am stat în ploaie. Țineam geanta strâns în brațe și plângeam. Nu e corect. Crești un copil și apoi pleacă. Rămâi singură. Dar tu nu ai plecat? Eu da. Dar frate meu a rămas acasă, pe lângă mine. Bărbații nu prea aveau ceva de spus. Taică-miu bea până cădea pe jos. Frate-miu zicea că e sensibil, că nu poate să stea cu ochii deschiși pe lumină, iar noaptea nici atât. Ce, domnule, un puturos. Da, măcar nu bea. Iar Mișu, de el v-am zis deja. Mi-a fost frică când mi-au pus băiatul în brațe. M-am gândit ce model va avea lângă el. Dar cred că, na, m-am descurcat, nu? Citeam în parc, în fiecare zi. Până când nu a vrut să mai iasă cu mine. Mamă, să stăm atâtea ore împreună, parcă sunt legat de fusta ta. Mă duc singur afară. Uite, iau și o carte, ok? Am dat din cap. Nu poți. Nu poți să te baci cu forța în sufletul omului, chiar dacă îi rupi din sufletul tău. Nu e corect. Nu e corect. Mi-e foame. Supa s-a terminat. Mergem la un restaurant turcesc. Îl știu eu, el la două străzi de aici. Nu e corect, nu e corect. Tot zice asta așa maniacal. Dar ce ai fi vrut? Dar ce te-a apucat? O luăm de la capăt? Nu-s corecte multe, dar le luăm și noi pe rând. Numai că azi e pauză. Azi facem ceva și pentru noi. Și mâine la fel, și poi mâine și... Și dacă nu e loc pentru mâine, dacă totul, totul e plin de el... Fă loc, rupe, sparge, deșiră. Au și baclavale acolo? Da, lui Radu. Lui Radu îi plac foarte mult. Își ia de fiecare dată. Gata, hai, mergem în altă parte. Un loc nou. Luăm un taxi și să ne duc afară din oraș. Știu și eu. Te așteaptă cineva acasă? Tușe! Mm? Nu mai bine mergem cu trenul. Unde? Hai la gară și ne hotărâm pe loc. Eu nu merg. Hai cu noi la gară. Și dacă nu e nimic pentru tine, nu mai mergem nici noi. Ce zici? Fie. Dar eu fără bilet nu merg. Până la Viena? E tren de noapte. La cușetă? Cine-s fără e? Eu. Hai, hai, valsăm către casa de bilete sau cât mai pierdem timpul? Cât o fi de la Viena până la Paris? Acolo e Radu? Da. Hai să aflăm la casa de bilete. Dar nu am haine de schimb la mine. Împrumuți de la noi. Și chiloți? Mai ales chiloți. Pardon? Hai că n-am timp, hai să ne luăm bilete. Dumnezeule mare, dar ce s-a întâmplat? Am fugit de la adăpost, dar nebunul a dat de mine și acolo. Mă lași? Nu. De când se întâmplă asta? Din ziua nunții. În biserică, după ce ne-am învârtit în hora mirilor în jurul mesei și după ce toți au plecat către restaurant să bea și să danseze, el m-a tras de mână. Am ceva pentru tine. Îi râdeau ochii și eu am crezut că îmi va da... M-a dus într-un colț al bisericii și a dat pantalonii jos. Hai, treci la treabă. Mi-a pus capul în poala lui. Curva mea. N-am vrut și m-a tras de păr, apoi m-a pocnit. Ai reclamat? Da, de prea multe ori. Și când nu s-a mai putut, când mi-am dat seama că nu-i pasă nimănui de mine, am plecat de acasă.
Mergeam la poliție și roind de sânge și aia rângeau la mine, dar ce ai făcut? Soacra ascultă de soț. Socrul, bătaia e ruptă din rai și vecinele, taci, taci în dură, du-te repede, fă o supă să-i treacă să uite. Unde suntem? Undeva aproape de Viena, nu mai avem mult. Și... Doamne... Și ea, cine e? Cine e? Hai mai dormi un pic, poate ți-aduce aminte. Ia, ia, stați așa. Stați așa că sunteți într-o lumină angelică. Ia. Aerul pe care îl respir e un parfum. La câte flori ai în cap? A, gata, mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte. Ce noapte de vis. Și câte povești. Chiar nu vreau să se termine călătoria asta. Nu vreau. Cineva a tras semnalul de oprire. N-ai fost tu, nu? Am spus că nu vreau să se oprească. Tu vezi că s-a oprit. Deci? Unde suntem? Cine stinge lumina? Are cineva o lanternă? Sau o brichetă? Fumatul s-a interzis în tren. Unde suntem? De unde vrei să știu unde suntem dacă nu se vede nimic? Au! Uită-te pe unde calci. Da, mie mi-e frică de întuneric. Ține-te de mine! Dar nu te văd! Întinde mâinile. Eu nu cred că aici e Viena. De unde știi? Din instinct. Da, am mers mult totuși. Și dacă e? Păi ne dăm jos să nu ratăm stația? Uite, o hartă ne-ar ajuta acum. Sau un localnic. Sau... Da, stai un pic, numai noi am fost în trenul ăsta. La Austriești trebuia să fie lumină. Poate o pană de curent. Cine? Bogătanii ăștia? Pana de curent ca și moartea vine la toți deodată, fără discriminare. Ce exemplu ți-ai găsit și tu pentru discriminare? Vă opriți! Cum te cheamă? Nu cred că vorbește. Parcă își mișcă gura, dar nu-mi dau seama ce zice. Unde suntem? Șt! Mai încet. Vreau să dorm. Bine, dormi, dar nu pe jos. Da, e frig pe jos. Nu știu ce e frigul. Mi-e somn. Ești de mult aici? Nu știu ce e timp. Mi-e somn. Timp? Unitatea de măsură a dezamăgirilor? Mi-e somn. Unde suntem? Nu e nimeni aici! Alo! 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 E cineva aici? Alo! Alo! Ați văzut un cal maro? Dar ce te-a apucat? E clar că am deraiat. E clar că suntem singure. Acum și un cal ar fi bun, am galopat. Da, dar nu suntem în poveste. Hai, de ce n-ar fi? Hai să plecăm. Unde? Nu știu. Când ieșeam cu Radu și ne rătăceam, continuam să mergem. Găseam noi cumva drumul înapoi spre casă. Nu, no, nu, no, mersi. Nu, mersi ce? Voi puteți să mergeți cât vreți înapoi, spre casă. Eu stau aici. Bine, mai stăm un pic. Femeia care tot uita să se nască, le invită să se ridice. Le dă fiecarea câte o parte din rochia ei sau din costumația ei. Încep să se învârtă cu acea fâșie de jur împrejurul ei. Ritmul crește. Proiectat vedem ce scrie pe fiecare fâșie. Vor fi declarații făcute de femei pe teme comune, dar masiv ignorate. Fie că e vorba de depresii pe care femeile și le ascund, fie că e vorba de abuz verbal. A fost odată ca niciodată, câte n-ar fi, nu s-ar povesti. De la indicativ, timpul prezent a fost. Se trece brusc în condițional optativ, unde adevărul în a fost cândva. Nu știm când sau în nu a fost de fapt, ne-am visat pe noi altfel, dar de născut nu ne-am născut. Cutia Pandorei. De fapt nu era o cutie, era un container mare, cât o amforă. Asta, așa cu cutiuța, e o invenție renașcentistă.
Da. Să pară, cum să zic așa, drăgălaș. Ceva micuț pe care Pandora să o poată ține în brațe. Da. Să fie musai de ținut în brațe ca pe un copil. Instinctul matern, spălare pe creier. Dar, de fapt, Pandora avea o dita mai amforă. Și, de fapt, pe fundul ei nu era nicio speranță. Toată povestea ei a fost despre foame, nu despre speranță. Dar nimeni n-a vrut să o asculte pe Pandora și i-au rescris povestea. Ne-au trântit faza asta cu speranța că sună chipurile bine. Nu e în mâna noastră, nu e tangibilă. E așa cât să ne păcălească și iar o luăm de la capăt și iar greșim și iar zicem că măcar pe fundul cutiei e speranța. E, uite că nu e. Nu e. Da, nu e. Doar că e mai convenabil. E mai convenabil să ții așa vie o poveste spusă greșit. Ne bătăm cu apă chioară. Grecii ăia își sechestrau femeile și le ținau ca obsedații în casă doar pentru ei. Nici despre asta nu se vorbește. Mari greci, marile mituri, căcamași pe ele. La un moment dat, poveștile își rătăcesc cuvintele, rămân goale. Când ne e foame, ne urcăm pe pereți, ne simțim hămesiți ca lupii, vrem să devorăm, nu e timp de căutat speranța pe fundul niciunei cutii. Pe bune, acum, basmele se termină în ospăț. Mă rog, nu toate, alea mișto așa. Până acum, eu nu m-am născut pentru că nu mi-am săturat foamea. Despre asta vorbea Pandora. Ce-ar fi fost dacă... Dacă ce? Ce-ar fi fost dacă Ana lui Manole, în loc să-i ducă grijulie ălui Ahran și el a s-o zidească de prost ce era, că nu știa să facă o mănăstire, ce-ar fi fost dacă Ana... Asta și-ar fi băgat picioarele, hă? Să-i fi zis, da, du-te încolo tu cu zidăritul tău de doi bani și ce-ar fi dacă m-aș face eu pe mine singură liberă? Îți dai seama, copiii ăi ar fi învățat altceva din celebra baladă. Manole! Manole vine la masă? Nu, nu. Manole se uită la noi cum bem. Prima dată am crezut că vrei să facem o vrăjitorie ceva. Cui? Lu Manole? E mort, mașerii. N-a venit Ara cu papa, dus a fost și el. Corect. Ar muri toți bărbații de foame, de foame dacă nu le-ar găti o femeie. De la punii la soțioară. Mai bine ar fi fost un singur gen. Neutru. Știți că în primele 5 săptămâni toți suntem la fel ca embrioni. Poftim? Da, m-am deșteptat de la abuz, am tot citit și am aflat. Deci abia în săptămâna a 6-a, cam așa ceva, își aduce aminte și cromozomul Y să se activeze. Adică până atunci doarme? Da. Deci în primele 5 săptămâni, tot ce se dezvoltă e din cromozomul X feminin? Da, da. Cromozomul Y stă și așteaptă. Să se întâmple ceva și stă. Și stă, și stă, hey, stă. Fantastic! Nu te cred! Pe bune, pe bune, așa am făcut. Nu, mai zi o dată, dar rar, te rog, te rog. E ceva ce trebuie savurat. M-am dus acasă, da? Luasem un sicriu mic. Îndeliți așa un gând. Femeie, ca să te eliberezi pe tine, trebuie să îngropi căcatul ăsta domestic, da? Femeia asta care stă să facă șnițele. Am început să trântesc tot felul în el. De la oale, furculițe, până la detergenți și bureți. Era zgomot. Și vine el, soțul. Avem ceva de mâncat?
Da, pașaport ai? Pașa ce? Pașaport, domne, pașaport! Ha-ha! Foarte amuzant, dar nu ține de foame! Nu glumesc! Intri în bucătărie doar dacă ai pașaport, da? Ai nebunit? Nu m-am născut la adevărata viață! Păi dacă n-ai chef să gătești, zi așa că ești afară cu băieții! Ieși, mă, ieși și dus să fii! Ia și sicriul ăsta cu tine! Bravo! 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 Eu cred în miracolele făcute de femei. Să fim bineînțelese că nu vreau să se interpreteze. Uite, tot amânând așa să mă nasc, am hoitărit prin lume. Eram odată într-un laborator, plin cu șoricei, numai femele. Da. Făceau experimente pe ei. Erau agitați, nu dormeau, le dădeau din nervocalminul ăla. Băi, să vezi ce s-au culcat. Din prima, stăteau așa la taclare, pe șoriceasca lor. Și apoi gata, bam, la orizontală. Am stat, ăștia nimic. Nu se trezeau. Când au început să se trezească, erau și mai agitați, se loveau cu corpurile în pereții aia în care erau prinși și aia îi treceau din nou pe medicație, o doză și mai mare. Le-au tot turnat pastila pe gât până când corpurile lor au devenit doar apă. Da, și când s-a întâmplat asta, cercetătorii au zis: gata, în sfârșit am găsit soluția. Sună repede pe ministrul sănătății, pe președinte, spune-le că am descoperit cum să reduci la tăcere durerea femeilor și să o faci să dispară. Într-o zi, aceste cocktailuri nu vor mai exista. Pentru că într-o zi noi ne vom naște singure. Vom naște cu noi și alte cuvinte. Și dacă ne rămâne timp, vom naște bărbați ca noi. Bărbați care vor vorbi și vor simți ca noi. Citește, respiră, visează. Magdalena, vrăjitoarele din Salem sau orice altă vrăjitoare. Fecioara din Orleans, Safo. Mata Hari. Eva, să prinde lumina. Eva? Eva făcută din coasta lui Adam? Să nu fie Adam singur în paradis. Dar nu știu povestea asta, cum s-a terminat? Nașpa. Oare de data asta am ajuns unde trebuie?